Hai noroc, bă! Acum mai bine de 12 ani, adică pe 1 ianuarie 2007, România a devenit țară europeană. Bine, asta nu înseamnă că până atunci nu eram o țară europeană. Geografic, eram și până atunci. Însă în 2007 am fost și noi, în sfârșit, primiți în clubul băieților șmecheri. Și asta după mai bine de alți 12 ani în care, precum un student cu restanță, ne-am prezentat în fiecare an cu lucrarea refăcută la profesor. Uitați, domn profesor, aici am modificat, am corectat asta, am adăugat asta, dar chiar nu se poate un 5 acolo să trec și eu. Până când, în 2007, profesorul s-a înturat de noi și am primit notă de trecere. Și evident, ca orice student care reușește în sfârșit să scape de o restanță care l-a ținut treaz măcar 2 zile înainte de examen, ne-am bucurat. Oho, și cât ne-am mai bucurat! Am golit sticle întregi de bere, am făcut grătare și ne-am făcut planuri de vacanță. Că doar na, acum puteam să ne plimbăm prin Europa doar cu buletinul. Însă a doua zi când ne-am trezit, încă puțin mahmur de la toată berea de seara trecută, am zis, bă, da, stai puțin, europeni, dar cu ce facem? E, da, las că vedem noi, câți bani trebuie să luăm de la ăștia? Nu, și timpul a trecut, 12 ani s-au dus și nu se mai întorc. Ce am făcut cu ei? N-aș zice că n-am făcut nimic, multe s-au schimbat de atunci, însă întrebarea mea e, cum e România acum? E mai bine? E mai rău? E la fel? Și cel mai important, este Europa bună pentru România? Ei bine, ca să pot răspunde, trebuie să vedem ce s-a schimbat în ultimii ani și să comparăm aceste schimbări cu perioada anterioară a aderării. Așa că hai să ne uităm puțin la aceste schimbări. Românii au emigrat în masă. Nu, și începem cu probabil cel mai impresionant fenomen, migrația românilor către Occident. Da, după intrarea în Uniunea Europeană, românii au emigrat în masă. Dar n-aș putea spune că nu ne așteptam la asta. Mulți români se gândeau să părăsească România cu mult timp înaintea aderării și atunci când au avut ocazia să plece din țară doar cu buletinul și, mai important, au primit dreptul de a munci majoritatea țărilor europene, nici n-au mai stat pe gânduri. S-au urcat în primul avion sau autocar și duși au fost. Adică, după cum bine știți, chiar și eu am plecat pentru 2 ani după ce am terminat facultatea. Până și străinii se așteptau la așa zisa invazie de români. Adică să ne aducem aminte de 1 ianuarie 2014, atunci când s-a dat liber la muncă în Anglia, când toate televiziunile stăteau geană la aeroport să aștepte pe români. În final, n-au găsit decât un român rătăcit prin aeroport. Da, și ea nebuni, ei nu știu că românii se trezesc din beția de revelion abia pe 7 ianuarie după Sfântul Ion. Acum, e trist că tinerii pleacă în străinătate, deoarece aici nu-și pot găsi un loc de muncă onorabil, plătit decent și cu posibilități de dezvoltare. Iar pierderile noastre sunt dificil de măsurat, dar sunt, și în special în ceea ce privește forța de muncă calificată. Pentru că nu există sector din România în care acest exod al creierelor, sau brain drain cum mi se spune în engleză, să nu se fi făcut simțit. Prin contrast, migrația celor mai puțin calificați profesional, pentru care de altfel nu existau prea multe oportunități, a fost oarecum benefică, ridicând semnificativ nivelul de trai în mai multe zone ale țării, de pildă în Moldova sudică. Însă, din nefericire, costul acestui trai mai bun a fost dezintegrarea a mii de familii. Românii trăiesc mai mult. La prima vedere, ai putea spune că românii nu trăiesc mai mult, mai ales atunci când te gândești că suntem din ce în ce mai stresați. Însă, în realitate, situația nu e chiar așa. Spre exemplu, durata medie de viață imediat după Revoluție era de 69 de ani și jumătate. În 2006, adică înainte să intrăm în UE, crescuse la 72,2 ani. Iar acum a sărit de 75 de ani. Așa că românii o duc destul de bine la capitolul speranță de viață, ba chiar mai bine decât unele țări mult mai dezvoltate, cum ar fi Luxemburg, Olanda, Elveția, Finlanda și Austria. Deși acum, cel mai probabil, acest lucru nu are de face în mod direct cu apartenența la UE, ci mai degrabă cu alți factori precum calitatea și cantitatea alcoolului consumat în mediul rural, adică românașii noștri au lăsat-o mai ușor cu mona. Condițiile de locuit. Hai să zicem că ar putea avea legătură cu Europa, cel puțin în cazul celor care au tras câțiva ani pe afară și apoi și-au ridicat vile în țară. Precum și progresele din industria farmaceutică. Românii se căsătoresc mai greu. Dacă ai ca mine peste 20 de ani, mai mult ca sigur ai primit și tu, de la bunii sau părinți, faimoasa întrebare, auzi, dar tu când te însori? Și da, mă rup ai mei cu întrebarea asta. Dar am învățat să nu-i judec prea tare, pentru că motivul acestei întrebări este că în anii 90, un mireș și o mireasă, aflați la prima căsătorie, aveau în medie 25 de ani el și 22 de ani ea. În 2007, în schimb, media de vârstă a mirelui aflat la prima căsătorie era de 29 de ani și a miresei de 25 de ani.
iar acum a ajuns la 31 de ani în cazul bărbaților și 27 de ani în cazul femeilor. Aici explicațiile se împart în mai multe categorii. În primul rând, românii nu mai țin la fel de mult la tradiții și normele cu virginitatea până în ziua nunții nu mai sunt de mult la modă. Iar în al doilea rând, majoritatea oamenilor preferă ca în prima parte a vieții să se axeze mai mult pe carieră și hobby-uri. Adică, na, așa cum îmi place mie să le spun alor mei, ce atâta grabă, mamă, las că de la 40 de ani încolo e timp și de nevastă și copii. Importăm mai mult. Acum, eu încă nu existam pe vremea comunismului, însă am auzit că era jale din punctul ăsta de vedere, adică n-avea nicio șansă să-ți cumperi noul iPhone, poate decât dacă cunoșteai pe cineva pe afară și îl băga cu japca în țară. Stai, ce? Cum adică nu exista iPhone în perioada aia? Mă rog, Samsung sau ce era pe atunci. După 90, lucrurile au început să se mai miște și pe la noi, chiar dacă de multe ori produsele erau mult mai scumpe decât afară, măcar aveai acces la ele. Însă tirurile cu produse de afară au început să intre serios în România după anul 2007. Odată cu aderarea la UE, importurile din țările membre, și nu numai, au crescut considerabil. În topul țărilor din care importăm cel mai mult se află Olanda, Germania, Franța, dar și China sau Turcia. Pe de altă parte, odată cu aderarea la UE, am început să importăm mai puține produse din Rusia și alte țări care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Și acum da, știu că ar trebui să sprijinim produsele autohtone, dar totodată faptul că avem acces la aproape orice produs care se găsește pe afară și asta la prețuri comparative cu cele de acolo, zic eu că nu poate decât să ne bucure. Veniturile medii au crescut, însă cheltuim mai mult. În sfârșit am ajuns și la bani, subiectul favorit al românilor. Noi ca români ne place să vorbim despre bani, ne interesează cât câștigă noul coleg de la muncă, cu toate că salariul e confidențial. Bă, oare câștigă mai mult ca mine? N-are cum, frate, eu lucrez aici de 4 ani. Dar cred că cel mai mult ne place să ne plângem de lipsa banilor. Nu zic că n-avem motive, cu toții știm că salariile din România nu se compară nici pe departe cu salariile din țări precum Anglia, Italia sau Franța, că de-aia mergem să muncim la ei. Însă, statistic vorbind, în ultimii ani românii câștigă mai bine și atunci când ai mai mulți bani, evident, cheltui mai mult. Dacă în 2006 o gospodărie medie avea venituri lunare de 1386 de lei și cheltuia 1304 lei, acum veniturile unei asemenea gospodării sunt de 4608 lei, iar cheltuielile de 3981 de lei. Acum, Institutul Național de Statistică, pentru că de acolo e luată informația, nu include în aceste sume și creditele bancare. Adică o parte dintre români au, conform INS, venituri mult mai mari decât cheltuielile, diferența ducându-se către plata unei rate lunare. Deci, cert e că românii au salarii mai mari în prezent decât aveau înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Acum sunt mai multe motive pentru care salariul mediu din România a crescut. Nu vreau să vă plictisesc cu prea multe detalii economice, nu de alta, dar nici mie nu-mi plac, tot ce mă interesează e salarul, domne, cât e salarul. Însă, unul dintre motive este faptul că, și ajungem la punctul 6, investițiile străine în România au crescut. De regulă, atunci când ne gândim la companiile străine, patriotismul din noi ne spune: dar ce, bă, noi nu putem să facem și singuri, iar vin italienii să ne ia banii din țară. Însă, dacă stăm să rumegăm un pic mai mult ideea asta de companie străină, ajungem la concluzia că, da, străinii vin în România să facă bani, e normal să fie așa. Însă, totodată vin aici să investească bani, lucru care ne ajută să ne dezvoltăm. Așa cum spuneam la punctul anterior, salariul în România a crescut și unul dintre motive reprezintă și investițiile străine. Pentru că, spre exemplu, salariul mediu net într-o companie străină era în 2017 de 3100 de lei, în comparație cu media națională de 2300 de lei. Iar salarii mai mari înseamnă și că românii plecați în afară se pot gândi mai serios la varianta de a se întoarce în țară. Și pentru că în viață nu contează numai banii, un alt motiv pentru care ar trebui să apreciem poate un pic mai mult investițiile străine e faptul că de multe ori avem ocazia să învățăm de la străinii veniți aici, sau să furăm meserie, cum s-ar spune. Și acum, odată cu intrarea României în UE, străinii sunt tot mai tentați să vină și să investească în România. E adevărat că nici aici nu suntem la nivelul țărilor vestice. Comparativ cu țările din regiune, avem totuși cele mai mici investiții străine pe cap de locuitor. Însă, lăsând la o parte perioada de dinainte de criză, când toată lumea arunca cu bani în stânga și în dreapta, în prezent investițiile străine sunt în creștere și asta nu poate decât să ne bucure. Acum, dacă te interesează mai mult subiectul investițiilor străine sau dacă vrei să vezi care sunt companiile străine care investesc la noi, găsești mai multe informații pe site-ul Consiliului Investitorilor Străini. Avem mai puțin sportivi. Aproape oriunde te duci în lumea asta, atunci când cineva aude că ești din România, e ceva de genul: a, România, Ceaușescu, Hagi, Nadia Comăneci.
Și lăsându-l la o parte pe Neanicu, Hagi și Nadia Comăneci sunt, fără îndoială, unul dintre cei mai mari, dacă nu cei mai mari, sportivi români din toate timpurile. Recent e posibil să fi intrat și Simona Halep în lista asta. Iar noi ne mândrim cu asta, ne mândrim când cineva face reclamă bună României peste hotare. Și acum toată lumea știe că, din păcate, echipa de fotbal a României nu mai e ce a fost odată. Sau că nu mai câștigăm la fel de multe medalii la olimpiade. Iar asta se datorează în mare parte faptului că numărul sportivilor legitimați oficial, indiferent de sport, s-a redus dramatic, ajungând la o cincime din valoarea înregistrată în 2007. Avem mai puține cinematografe. Nici filmele nu mai sunt ce au fost odată. Sau poate că sunt, dar știi cum e vorba aia, Netflix and chill, ci nu cinema and chill. Bine, acum sincer, n-am o statistică legată de câți oameni mai merg la cinema, însă cert e că din 2005 încoace, numărul cinematografilor din România nu mai are 3 cifre, ci 2. La capitolul ăsta, cel mai grav a stat în 2010, în punctul culminant al crizei economice, atunci când mai aveam, în toată țara, doar 67 de cinematografe. 6 ani mai târziu, odată cu ieșirea din criză și creșterea economică, numărul a urcat la 92. Pe scurt, numărul cinematografilor din România depinde acum de numărul de mall-uri funcționale. De regulă, atunci când se deschide un mall, se mai deschide și un cinematograf. Dar chiar oare mai este cinematografe în afara celor din mall-uri? Nu de alta, dar eu nu știu niciunul. Sunt mai puțini angajați. Acum, eu nu cred că românii fug de muncă. Da, dacă am putea să muncim mai puțin, am face-o. Și da, căutăm întotdeauna metode de a ne face munca mai ușoară. Însă, per total, nu cred că ne ferim de muncă. Însă, cu toate astea, numărul de angajați din România a scăzut în ultimii ani. Avem 18 județe din țară unde numărul de angajați este cu cel puțin 10% mai mic decât era atunci când am intrat în UE. În doar 7 județe, numărul de angajați este mai mare acum decât era în 2006, și anume Arad, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sibiu, Timiș, Ilfov. Bucureștiul este un caz special pentru că aici mulți oameni s-au mutat în localitățile limitrofe, dar continuă să muncească în capitală. Acum, principalul motiv al acestei scăderi e ăla de care vorbeam la început, și anume că românii au plecat masiv la muncă în străinătate. Totuși, faptul că au plecat așa de mulți români, cuplat cu mai mulți investitori, a împins nivelul salariilor în sus, pentru că ei concurau pe un număr tot mai mic de oameni. Așa că pe lângă problemele plecării lor, ei au generat, fără să vrea, o creștere a veniturilor, care poate, la un moment dat, îi va aduce înapoi. Suntem vizitați de mai mulți turiști. E clar că România nu e una dintre cele mai vizitate țări din lume și sunt multe motive pentru asta. Nu ne promovăm cum trebuie, nu avem autostrăzi, nu avem multe. Însă chiar și așa, majoritatea turiștilor care ajung pe la noi rămân plăcut impresionați. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine după intrarea României în UE, pentru că acum nu doar noi putem să mergem cu buletinul la ei și ei pot să vină doar cu buletinul la noi. Așa că în 2016, ultimul an pentru care INS a acumulat date, numărul vizitelor turiștilor străini a fost de 10,2 milioane, un record absolut după Revoluție. Deci, în concluzie, având în vedere toate cele discutate, este Uniunea Europeană bună pentru România? Suntem noi mai bine acum decât eram înainte de 2007? Mă, eu zic că da. Într-adevăr, încă ne lipsesc multe, cum ar fi autostrăzile alea. Cu siguranță, România și românii nu sunt perfecți. Ne place să o lăsăm pe tânjeală și să zicem, lasă-mă că merge așa. Însă cert e că avem foarte mult potențial și poate dacă suntem sprijiniți prin investiții străine, ne putem atinge acest potențial. Pe de altă parte, nici Uniunea Europeană nu-i perfectă, nici pe departe. Însă, cred eu că viitorul României e în Europa. Sau mai bine spus, mai bine cu ei decât fără ei. Și dacă ar fi să revin la analogia cu studentul și examenul, ideea de bază ar fi că acum 12 ani am luat examenul ăsta și am intrat în Uniunea Europeană, cu 5, dar l-am luat. Însă chiar și acum mai avem restanțe, așa că poate ar trebui să facem puțină meditație. Adică au trecut 12 ani și noi încă n-am terminat facultatea. Poate că e timpul să o terminăm și noi la un moment dat. Cheers!